Bună seara, bine v-am găsit în fața ecranelor încă o săptămână de vară. Vă vine să credeți că noi ne apropiem de sfârșitul lui iulie deja? Mai nata, treci timpul... Eu te rog, cu camera în altă parte, asta la... cu Vial de Brega, asta voi mult n-a să rezistați așa. Eu zic, cu camera în altă parte te-ai dat cu camera mult, te-ai dat. Te-ai serios. S-o găsit, mă. Drepturile tare bine le știți. Obligațiile? Invitata noastră știe cum arată păpădia. Hai să aflăm cât e de creova să crește rucola în Moldova. Elena Chichicea ne răspunde la mai multe întrebări. Bună seara! Rucola este pentru sănătate. Ea conține foarte multă vitamina C. Rucola excită pofta sexuală a chiar și celor mai adormiți oameni. Da, 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 da. Omul fără granițe și-a luat cu el în raniță mult curaj și a mers la sport. A trecut Bosforul not. Dimitri Voloșin la Sare și Ver. Когда плывешь и чувствуешь, что тебе плохо, ты говоришь, что ты не человек, ты не живое тело, ты машина, которая работает на углеводах. Ты корабль. 1 августа мы отправляемся на Монблан покорять эту гору. Ghidi Ghiciu, Grigori Opol, da. Baza de odihnă Pâh. Faceți mișcări, uite așa, circulare, zicând în minte Shabadum, Shabadum, Badabim, Frapupa. Câte buline acolo, atâtea buline și în viață. Dar poate sufletul să spună, poate inima să cheme, poate anii tăi să vadă și apoi. Ne umește, ne desparte, poate undeva.